Da, iată că ne-am întors, stimați telespectatori. Vă reamintesc că astăzi vorbim despre noutăți în medicina de familie, iar invitatul emisiunii noastre este doamna doctor Carla Emanuela Iosip, doctor în științe medicale. Doamna doctor, înainte de pauză povesteam despre această consultație preventivă și despre rolul ei. Dumneavoastră a subliniat foarte bine faptul că acest lucru trebuie făcut și plătit. Da? Pentru că dacă omul acela după 3-6 luni de zile de la data primei consultații nu face nimic, da, în folosul sănătății sale... Deci, serviciul ăsta trebuie să aibă... E foarte greu să privești modificările astea din coca cu ochii unui om politician, nespecialist, nemedic. Un medic, când se uită la modificările astea, el întotdeauna când citește un gest medical, el întotdeauna trebuie să vadă finalitatea pentru pacient. Ori, și de fapt ne facem prevenție de când ne știm ca medici. Da, corect. De fiecare dată când îți intră un pacient în cabinet, în afară de consultație, faci și prevenție. Sigur, fără deci discuția. Aceste consultații preventive pe hârtie sunt de fapt un gest de birocrație, după părerea mea. Iar faptul că se strâng astfel de date folosește cuiva. Da. Acele tensiuni, acele fumători, nefumători și așa mai departe, probabil că vor folosi cuiva. Cui? Păi la tata, de exemplu. În urmă cu vreo 4, 5, 6, 7, nu mai știu când s-a lansat ideea de asigurare privată în România. Am înțeles. Și tata era adeptul, da? Asigurărilor private. Asigurărilor private. Și, sigur, ca și orice om din afara sistemului, se întreabă unde sunt banii mei, da? Toată lumea se întreabă și eu mă întreb, că și eu plătesc contribuție la sănătate și mă întreb totuși unde sunt banii mei. Și decât să plătim atâta, mai bine asigurare privată. Și atunci eu am întrebat... Da, asigurarea asta rămâne obligatorie, cea privată e suplimentară. Da, corect. Tată, tu fumezi? Da. Eu nu fumez. Tată, îți place legumă anumită, porc? Da. Mie nu-mi place. Eu sunt vegetariană. Un pahar de pălincă ca și în Maramureș, păpos de digestiv? Da. Mie nu-mi place. Ok. În momentul în care îți faci o asigurare privată, este ca și la mașină, da? Contează vechimea, marca, contează condițiile rulajul, de păstrare, condițiile da. De păstrare. E, în medicină se identifică factorii de risc cardiovasculari sau oncogeni care pot să îți crească riscul, că se știe statistic, de a dezvolta o anumită boală. Și aici ne interesează patologie serioasă, cu sechele, exact, patologia cu handicap, cardiovasculară, care de costă foarte da, mult, sigur că da. Da, și care costă foarte mult și asiguratorul, da? Ori, mie, care nu-mi identifică factori de risc, da? Acum se vede, este evident, de la 100 de kilometri că am obezitatea, suprapondere, obezitate și sedentarism, să ne înțelegem, factor de risc cardiovascular, da? Ok. Și îmi identifică factorii de risc și zice, na, tu nu ai, pentru tine polița o să fie 50 de euro pe lună. Pentru tine o care să fie 100. Care ești fumător, care mai corect. Și bei, care mai și mănânci. Corect. Sau ai mai avut o familie, părinți sau rude apropiate okay. cu neoplasme. Și atunci, eu mă gândesc, dacă tot fac un gest dintre ăsta, pe care îs niște date pe care eu încep acum să le culeg, pentru Sfântul Duh, da, și să le introduc într-un sistem informatic centralizat, respectiv valoarea tensiunii arteriale, istoricul de masă, nu că am devenit acum și agent pentru agențiile de asig, mă înțelegeți? Da. Deci suntem super calificați. De la secretare, parcă am progresat evoluat un pic, puțin, da. Da, facem chestii. Istoricul familiar de deces prematur prin boală cardiovasculară, auziți ce îl interesează pe PIAS? Istoricul familiar de DEP, asta mă interesează pe mine. Când sigur apreciez da. Antecedentele de ce interesează și platforma națională nu de asigurări? Știu. Sau, habar n-am, interesează statusul de fumător, cam bănesc că nu mă pune să bag chestiile alea în calculator să-mi câștig salariul de secretară, că mi-l câștig suficient. Așa,
odată cu raportarea serviciilor în vederea validării. Deci dacă nu o să completez chestionarul ăla, adică se validează. Dumneavoastră să veniți la medic, eu o să vă dau o hârtie să o completați, să o semnați, o să vă iau hârtia, eu după aia mă joc pe calculator bombițe, după care o să dăm un click amândoi și eu o să-mi dau banii că v-am asistat pe dumneavoastră în timp și dumneavoastră pe mine în timp ce băgam niște date în calculator. No, doctor, care este utilitatea? Nu, haideți să simplificăm. Utilitatea de moment este aceea că omul devine mai conștient. Că ce? Că are puțină tensiune, că fumează și și-o că este fumător și că cineva se interesează de el de faptul că este fumător, că este supraponderal. Și da, este foarte posibil ca în viitor apropiat aceste date să fie folosite. Toată lumea știe factorii de risc, dar există metode moderne de consiliere și educație pentru sănătate prin care înveți pacientul. Ei, nu vă asta supărați. Ar trebui să în facem, trei consultații, de fapt. Doamna doctor, să zicem că la... Eu cred că asta ar trebui să facem. Asta, consiliere. Pentru asta ar trebui să mă plătească pe mine. Ar trebui să facem consiliere, păi, da? Eu ce spun? Pentru asta ar trebui să mă plătească pe mine, medic, da? Există metode moderne și nu așa se face profilaxie. La un om i-ai găsit 2-3 factori de risc cardiovascular. Nu îi rezolvi într-o întâlnire. Astăzi, mâine, peste o lună, poate că rezolvi un pic din dorința de a fuma. E foarte simplu să dai astăzi niște sfaturi pe toate palierele. După și omul trebuie... pleacă de la tine cu un talmeș balmeș în cap și se duce acasă și eu zic bine. Doctorul să nu fumez, să nu beau, să nu mănânc aia, să nu fac deci, aia, doctor, să fac mai multă mișcare, pe nu ne mai fac. Cei care ne ascultă știu că profilaxia făcută rapid pe rițipiții n-are niciun efect. Sunt foarte mulți pacienți care au intrat în cabinet cu falori tensionale de graniță, care se pretau la modificarea stilului de viață. Și câți pacienți nu au spus, păi dar nu mă duc la doctor, că îmi spune să nu mănânc sărat sau îmi spune să nu mănânc carne. E, astăzi, da, consilierea modernă se face prin inducerea. Deci trebuie să-i pui unui om, deja v-ai spui nu mânca carne, trebuie să-i pui ceva, că omul ăla vede blanc când i-ai spus nu mânca carne și vede farfuria goală. Trebuie să-i spui, să-i pui ceva în farfurie. Să-i dai ceva care exact. Să compenseze spui... și din punct de vedere exact. Proteic și din punct de vedere exact, dar asta durează omului, ca asta să-l se face înveți. În timp. Păi da, pentru că trebuie să-și schimbe modul de a se alimenta cu care a fost obișnuit din copilărie. Ori eu ce întâlnire o să am de 5 minute de a completa chestionar în calculator? Bun, care e o temă pe care o mai utilitatea? Discutăm și în altă sau, emisiune. Haideți apropo, să trecem la un alt subiect, asta. Că mai avem câteva, doamna doctor. Haideți să încercăm totul să mai trecem și la altă. Sper că am fost, cei care mă ascultă, să mă înțeleagă. Da? Rolul medicului este de a ajuta pacientul cu ocazia acestor examene de bilanț, să-și asta modifice comportamentul. De, ani, doamna, doctor, de când ne știm? Da, bine, la cei care dar, vin păcate, la examenul în momentul de bilanț. De asta trebuie cuantificate pentru a fi introduse într-un sistem. Vom vedea care va fi și rolul acestui sistem și vom vedea care păi, vor fi rezultatele. Nu-l cuantifici. Deci faci o identificare de factor de risc în dreptul fiecărui CNP. Apropo, credeți că la un moment dat s-ar putea să vină să zică nu sunt fumător? A, bine, și asta se poate să mintă. Sau chiar okay. În perioada respectivă să nu fumeze da. Și să apuce de fumat peste da, câteva exact. Luni. Vom vedea. Haideți să trecem la un subiect foarte delicat. Scrisoarea medicală. Dacă în perioada asta a pandemiei, scrisorile medicale, chiar dacă erau expirate, erau valabile, le puteam să le scriem acele medicamente care au protocol, ei, în momentul de față trebuie să începem să îndrumăm pe pacienții noștri cronici care au nevoie de astfel de scrisori medicale, înapoi în acele servicii care au emis astfel de scrisori, deci cardiologie, internă, ce știu eu, pneumologie, mai știu ce altă specialitate, neurologie, psihiatrie, să meargă pentru reînnoirea acestor scrisori medicale, pentru că altfel, stimați telespectatori, aveți grijă, pentru că altfel, dacă nu veți avea scrisori medicale actualizate, veți pierde posibilitatea de a primi de la noi acele rețete compensate pentru medicația pe protocol. Și vorbesc foarte serios. În fiecare an și eu și doamna doctor și alți colegi de-ai mei am plătit astfel de medicamente pe care le-am eliberat fără să verificăm valabilitatea scrisorilor medicale. Am crezut că scăpăm de această belea
Dar iarăși va trebui să începem să verificăm valabilitatea scrisorilor medicale și acolo unde ele au expirat, să vă retrimitem în ambulator, în spital, să vă înnoiți aceste documente. Păi deja sunt probleme, Baia Mare, dacă până în urmă cu 2-3 luni puteai găsi o programare în ambulatoriu undeva la 2-3 săptămâni, deja vorbim de luna finalului august-septembrie, deci deja sunt probleme cu programarea în ambulatoriu. Da, este foarte adevărat. Pentru că specialiștii sunt puțini, mulți da, dintre și jumătate ei, serviciile îi scrie că raie și la ei. E perioadă de vară, marea majoritate da, sunt în concediu. Păi, eu zic că permit, și cei de la Casa ca salarii, numai noi nu ne permitem. Eu cred că și cei de la Casa Națională trebuiau să lase acest aspect să intre în vigoare undeva din toamnă, octombrie, noiembrie, decembrie, pentru că altfel va fi o adevărată tragedie. Nu, nu vorbesc serios, vor fi oameni care nu vor putea să-și folosească medicația inhalatorie sau cea care o au pentru alte afecțiuni cardiace sau digestive sau, mai știu eu, de boli renale cronice sau de sistem nervos. Și ce se întâmplă cu acești oameni? Vor trebui să-și cumpere sau, la o adică, să rabde, nu? Mie nu mi se pare normal acest lucru. Alo, ne aude Casa Națională? Nu. Nu ne aude. Nu ne aude. Bine. Că dacă ne auzea, dacă ne auzea lăsa colegiul să-și finalizeze da, negocierile. Da, este adevărat că este o bătălie surdă între colegiul noi da. Și casă și minister pe de altă parte. Pe de altă parte, vreau să spun, de fapt, că au introdus niște facilități noi, niște servicii noi. Și aici mă refer la spirometrie. Da, holter. Și holterul de tensiune. Doamna doctor. Rolul spirometriei este foarte bun și foarte și spirometria ne dă niște informații foarte elegante, foarte precise despre starea lămânilor. Serviciu inutil, da. Deoarece nu putem finaliza actul medical exact cu aici prescripție. Vreau să vă aduc. Nu putem noi da tot tratament. Va trebui să trimitem pacientul, da. Chiar dacă avem spirometrie în cabină și facem spirometrie, da. Pentru medicație inhalatorie, pe protocol, va trebui să-i trimitem în ambulatorul de specialitate. Da, care vor repeta investigația, și bineînțeles sigur. Că ei, ca să aibă la bază ceva, vor repeta spirometria. Da, mi se pare și logic. Bănuiesc că aparatele lor sunt mai performante, sigur că sunt da. Mai, o să fie mai performante decât ale noastre și nu numai că sunt mai performante, dar ei mai asociază dar și ei la radiografie, ei au contract, exact, au contract de explorări funcționale, da. Altfel integrează serviciile. Noi cum o să facem spirometria asta? Ne deschidem sală de explorări funcționale? Bănuiesc în sala de tratamente sau într-o sală separată? Într-o sală separată, deci mai construim deci, o nu, anexă la cabinete. Acum cinstit eu vă întreb așa, vedeți nu. Rost nu. A acestei explorări? Nu, la medicul de familie nu. Medicul de familie trebuie să fie cel care te învață să trăiești sănătos. Dar dacă aceste cel protocoale care te învață la medicația inhalatorie ar dispărea, credeți că medicul de familie s-ar putea obișnui făcând aceste investigații, să zicem, îi face și analize de laborator, îi face și radiografie, îi face nu. Și spirometrie? Nu. Deci protocoalele astea nu trebuie să transforme medicul de familie în secretară. Protocoalele astea, dacă este medicație prin protocol pentru un anumit pacient, ar trebui băgat în sistem și menținut în sistem și medicul de familie ocolit, adică făcut un plan de urmărire a pacientului respectiv de către ambulatoriul de specialitate. Da, și da? Crezi că și au odată timp la așa 3 ceva? Luni, odată la dar ce mă interesează pe mine cine ce timp are dacă eu am timp, domnul doctor, eu am timp. Da, medicul de familie trebuie să aibă timp și pentru așa ceva, pentru monitorizarea bolnavului cronic. Dar ce, dacă nu are finalitate, eu am timp de pierdut în viață, nu mai am timp, domnul doctor, să termină și zilele noastre. Deci ar trebui luat frumos, da? Îi cu protocol, tot ce este cu protocol, dar spuneți-mi și mie care este în momentul ăsta randamentul. Deci, m-am dus la specialist. Casa a decontat un serviciu ca să se elibereze o hârtie în baza căreia alt medic poate prescrie trei, păi nici o scrisoare medicală nu vine cu un an, toate vin cu 3 sau 6 luni. Ok, vine înapoi la medicul de familie care decontează un alt serviciu, da? De a-ți elibera o rețetă pe 3 luni, peste 3 luni, iar îți dă un bilet să te duci înapoi să-i aduci o altă hârtie.
Ce servicii sunt astea? Ce, care efectul este medical al acestor plimbări? După părerea mea, dar eu vă propun să trecem la un alt subiect, pentru că mai avem holterul de tensiune arterială ca serviciu nou, care se poate introduce în cabinetul medicului de familie. Da, în regulă, holterul de tensiune arterială, ca și serviciul la medicul de familie, cu o mențiune, este un aparat care trebuie să intre în posesia pacientului 24 de ore, fără nici o garanție. Ori mă scuzați, dar bine, nu sunt necesare în toate situațiile monitorizări holter. Dar sunt și momente în care este bine sunt și să momente faci în care, astfel de monitorizare. Da, sigur. O monitorizare holter îți aduce niște... În primul rând, monitorizarea holter, din punctul meu de vedere, la pacienții care deja au o patologie hipertensivă în tratament, ar merge acolo unde vezi o decompensare sau decompensări repetate și efectiv te ajută ca să vezi când are oscilațiile, îi ajustezi ora dozelor de tratament. Deci e un serviciu în regulă. Ar fi un lucru foarte bun, dar... Dar este un aparat care costă... E sensibil și trebuie... la traumatisme, da, la umiditate. Ai voie un serviciu, nici nu m-am uitat cât te decontează pe lună. Dar nu vorbim de viața holterului. Da, viața holterului. Deci dacă eu fac o investiție care mă duce la 10-15 mii milioane, să zicem, trebuie 1500, să fac lei, câte servicii să mă amorsez aparatul, după care va fi, poate se strică după primul. Și atunci ce-am făcut? Păi ce-am făcut? Fără nicio garanție, fără nimic. Că bine, că aparatul în sine trebuie să aibă garanție o vreme. 10 milioane. Da, dar garanția este dacă îl strici tu, nu dacă îl strică pacientul. Deci chiar, uite, nici nu m-am uitat. Eu am un holter, l-am cumpărat, dar nici nu m-am uitat care sunt condițiile de garanție. O să vă rog să vă uitați, nu de alta, dar într-o altă emisiune am să vă întreb cum stăm cu garanția. E un lucru deosebit, da, garanția asta, pentru că dacă am avea în spate totuși garanția că la adică acest aparat se repară sau se poate schimba într-o anumită perioadă de garanție, am putea să ne gândim să facem o astfel de investiție pentru a ne ajuta pacienții care au, într-adevăr, nevoie la un moment dat de holter. În primul rând, eu mi-am cumpărat holterul pe persoană fizică ca să am garanția de 2 ani, că dacă îl cumpăram pe cabinet, știți că persoanele juridice la orice au garanție de un an. Ok, nu au garanție extinsă ca televizoarele, deși costă cât un televizor foarte bun. Și cred că va ieși din garanție, că am înțeles că l-aveți de vreun an. Nu l-aveți de un an. Bine, am unul de un an, dar am unul nou. Deci că eu m-am pregătit, mă înțelegeți? Am înțeles. Dar am o grămadă. Negatoscopul e încă în cutie. Și ăla de acum 2 ani și ăsta de acum că nu. Haideți să trecem la un alt subiect. Deci rămâne pentru altă emisiune să spuneți cum stăm cu garanția și să vedem cum am putea face, nu știu, să ajutăm pe pacienți. Pentru că interesul meu și al dumneavoastră și al nostru, al medicilor, este să-i ajutăm pe oameni, de fapt, da? Asta vreau să subliniem de fiecare dată. Doamna doctor, eu vă întreb, oare n-ar fi fost mai bine ca acele mici analize care le putem face noi în cabinetul medicului de familie să fie plătite de sistem? O glicemie, un examen de urină? Unii mai au și aparatură din asta de făcut analize? Ba da. Pentru biochimie uscată sau o hemoleocoglamă? Legislația îți cere autorizații ca și pentru un laborator. Și... deci legislația nu-ți permite să faci servicii, repet, servicii în utilitatea cu casa, și în favoarea pacientului. Dar și în relație cu casa. Dar le poți face în privat atunci. Cum? E foarte bine. Și atunci, pe vorba aia, eu pentru ce plătesc? Da, exact, deci asta spune pacientul, serios, care vine și deci, face o glicemie sau pacient, analiză de urină și exact trebuie să plătească, zice, dar eu de ce mai plătesc asigurări? Corect, pentru ce plătesc? Pentru orice trebuie să plătesc. Când nu mi se poate face o investigație rapidă. Știți, care este... ar mai fi de discutat acel subiect al contractului între asigurat și asigurător. În România nu există un astfel de contract între persoana asigurată. Mi se pare că are casa Opsnaș, are contract. Păi poate, dar n-are casa civilă. Dar n-are casa civilă un astfel de contract. Adică eu, pacient Popescu, am un contract cu casa de asigurări, plătesc și când am nevoie de un serviciu, casa trebuie să mi-l ofere în baza acestei asigurări. Așa, neavând un contract cu casa, dacă pot să-l fac
în relație cu casa, bine, dacă nu trebuie să aștept 6 luni, un an, sau să mă duc la privat și să-mi fac investigația pe banii mei. Da, după care să vii la medicul de familie să-ți traducă hârtiile. Deci la privat, eu am un caz dintre ăsta, s-o duc și-o locosit de vreo 15 milioane, după care au venit în cabinet și au zis, n-am înțeles nimic. Și traducând așa, bine, au trecut vreo 20-30 de minute și la un moment dat se uita omul așa și zice, păi da, dumneavoastră nu v-am plătit nimic, zice, și am înțeles tot. Nu, zic, ca să vezi, dar nu puteai veni din start la mine, că poate economiseai și niște bani? Din păcate așa mi-ar trebui. Dar un alt serviciu care mă gândesc că ar trebui plătit la medicul de familie. Pansamente scos de fire, mici suturi. Da. Asta nu credeți că ar trebui să le plătească sistemul? Ba da. Colegii noștri din Franța, de exemplu, sunt plătiți pe centimetru de sutură. Ba da, ar trebui. Și asta ar fi niște servicii în folosul pacientului. Ba da. Pacientul iasă din spital după operație, îl îngrijim, îl pansăm. Dar de ce să nu facem spirometrie când putem să facem o grămadă de servicii în cabinet care nu ni se decontează? Dar de ce să nu facem spirometrie, domnul doctor? Pentru deci că de ce asta, să nu facem un serviciu care nu are nicio utilitate? Știți ce zicea o colegă? Când putem să... Și vine să-i dau dreptate. Eu cred că există un stoc foarte mare de holtere, de spirometre, da, care trebuiește vândut. Ca și povestea cu apa potabilă în Baia Mare acum o săptămână, când practic nu ne-au anunțat prin afișaj pe scara blocului, cum se afișa de obicei, că se întrerupe apa. Dar ați primit 30% reducere. Ne-am pomenit dimineața că n-avem cu cine spăla pe dinți. În plină canicula. Și în Kaufland și în celelalte magazine din apropiere n-ai mai găsit. S-a terminat stocul de apă. Păi exact și așa și cu stocurile astea. Dar ăștia cu holtere și spirometri au avut vreo 3-4 luni să-și umple depozitele. Ce să zic? Bun, un ce nou servicii contract, credeți? Un nou contract 2021, să ne gândim, 2022, nu-i totul bătut în cuie. Oare ce am putea? Dar doamna s-a doctor, publicat ieri alalte bun, și dar s-a terminat. Vor mai fi și alți ani de servicii și de contractări. Când? 2023? 2022? Dar tot timpul merge înainte. Ar trebui să ne gândim și la alte servicii care păi ar putea și noi să mergem înainte cu el și între timp ne tocăm coronarele și nervii. Aia e da, problema. În fiecare an de 20 și ceva de ani noi cerem servicii cu finalitate pentru pacient, cu reducerea birocrației, cu reducerea drumurilor făcute de pacient și nu primim... Doamna doctor, pentru că mai avem numai 0 minute, trebuie să ne oprim, trebuie să le transmitem un mesaj telespectatorilor și n-am apucat să abordăm subiectul concedii medicale. Promit că o să revenim, stimați telespectatori, într-o altă emisiune, pentru că și cu concediile medicale e o adevărată poveste. Un ultim mesaj pentru telespectatorii noștri, vă rog, doamna doctor. Aveți răbdare că și noi avem. Da, foarte bine spus. Dragi telespectatori, eu vă mulțumesc dacă ați fost alături de noi. Vă mulțumesc și dacă ne veți urmări în reluare, pentru că este foarte important să știți toate aceste aspecte noi care, iată, vin buluc peste noi. Nu scăpăm de birocrație, încercăm în continuare să ne facem meseria așa cum știm mai bine și vă doresc în continuare după amiază și o seară plăcută. La revedere! La revedere!